Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, suntem la sediu și avem pentru prima dată, mai avem și noi tractorașul ăsta al nostru acasă, avem fendul, care este murdar rău de tot. Mai avem pe aici utilajele, am adus și Mercedes-ul, care are cisterna cu motorină după ea. Și mai avem aici un lucru foarte interesant pe care l-am făcut. Ei bine, am făcut acel depozit de îngrășământ, cum vă ziceam, am transportat îngrășământul aici. Și aici vom pune îngrășământul și îmi voi mai face eu câteva depozite pentru cereale și așa mai departe. Vedem ușa asta se deschide, nu se deschide. O să mai fac depozit pentru cereale și așa mai departe. Dar deocamdată am ales clădirea asta pentru că, după cum vedeți, se poate închide. O închidem și nu mai avem nicio treabă cu îngrășământul și cu mirosul și așa mai departe. Nu se afecteze atât de mult pe cât credeam noi. O să mai aranjez acum puțin pe aici sau o să las așa. Deocamdată o să las așa, nu vreau să intervin foarte mult, că na, asta este până la urmă, abia am început. Astăzi vreau să mergem neapărat la primărie, pentru că vreau să mă ocup de construcția centrului, o să-mi iau Mercedes-ul, să-l lăsăm așa. Mergem la primărie, o să primesc eu aprobare, am vorbit cu primarul deja, i-am zis, domnule, știi, terenul ăla mare, pe unde aveam eu... pe lângă Marius, pe acolo. Ei bine, vreau aprobare pe acolo să ne construim noi un teren. Dar, din păcate, primarul a zis că îmi dă aprobare, dar o parte din cereale ar trebui să vină către primărie. Când am auzit chestia asta, nu prea mi-a convenit. Dar am zis, hai mă, lasă să fie de la mine. Dar măcar știu sigur că o să scoatem profit. Ne ocupăm astăzi de centru și de magazin. Mai și construim puțin. Știu că am zis că în episodul trecut o să facem în episodul ăsta... În episodul trecut am zis că în episodul ăsta o să facem nu știu ce lucruri pe aici, dar vreau să mă apuc puțin de centrul satului, că nu-mi place cum îl avem deocamdată, așa că o să fie destul de ok, zic. Hai că am aici puțină treabă, gata, perfect, am rezolvat. Și hai să vedem ce putem face. Deci trebuie puțin acoperit, o să aduc niște mașini cu pământ. Să vedem cum o să facem noi centrul satului. Păi mă apuc de treabă. O să trebuiască niște utilaje pe aici. Sau să-i chem pe băieții de la primărie să facă și o să mă duc să-mi văd de treaba mea. Cred că cel mai bine așa fac. Ia să mă duc eu cu mașinuța. Chem băieții de la primărie, o să-i sun. Și să-mi văd eu de treburile mele și o să vedeți la sfârșit de episod centrul satului și o să vedem și magazinul. Ca să nu mai, că eu am treburile mele, am atâta de erbicidat și stau să fac treburile lor. Ia stai mă că avem băieții, îi trimitem imediat, o să-și facă treaba, eu mă duc la erbicidat, că am atâta de erbicidat, lasă-i pe ei să-și facă treaba, că până la urmă nu degeaba îi plătim. Asta este, am mai făcut și pe la mine pe acasă. Dar asta e partea a doua. Să văd cu ce tractor plec la erbicidat. Cred că o să iau pe domnul Ursus. O să-l iau la am aici, în partea asta, în partea stângă, pentru erbicidare și mai multe terenuri. Trebuie să ajung și prin partea cealaltă. Nici nu am erbicid cât îmi trebuie. Mai trebuie foarte mult erbicid. O să plec deocamdată cu ceea ce vedeți că am deja. Este un aparat nou de erbicidat, vedeți și voi că este mult mai mare față de ce am avut până acum. Ăsta e mult, mult mai mare și mult mai... Mi se pare că ăsta e de 20 de metri, dacă nu mă înșel. Și mai avem aici un scarificator cu care o să plecăm în curând să unim niște terenuri pe aici. Vreau să le fac și pe alea. Că ori avem producție, ori nu mai avem producție. Hop. O să-mi fie destul de greu cu tractorașul ăsta. Dar măcar fac treaba ca la carte. Trebuia să iau un tractor mai bun, dar merge și atât. Bun.
Gata. Pornim la erbicide. Uite, mă, ce bine erbicidează. Deci, ca la carte, da? Sunt super entuziasmat că evoluăm pe harta aceasta și o să facem lucruri din ce în ce mai frumoase. O să vă arăt și sediul imediat. Vorbesc cu băieți, o să-i sun imediat. Și rezolvăm și cu sediul și cu magazinul. O să mă duc și eu pe la ei, o să mă apuc și eu puțin de lucru cu ei, dar mai durează. Că vreau să erbicidez terenurile astea noi făcute pe aici. Și după ce îmi fac eu treaba, ne vedem direct de la primărie cu băieții, cu mașinile, tot ce trebuie să facem, să ne apucăm de treabă. Haideți, băieți, că suntem la erbicida, după cum vedeți, suntem pe terenurile astea pe care le-am semănat primele, aproape o să fie gata de recoltare în câteva luni, de-abia aștept. Și ce vreau să vă mai zic este faptul că ne pregătim de terenuri noi. Haide, mă, hai, mă, tractora, și ce faci? Văd că nu mai vrea să mai plece de pe loc. Ne pregătim de terenuri noi și o să fim în continuă expansiune. De-abia aștept rezultatele și de-abia aștept să vedem ce o să facem cu așa zisele sticle de ulei, când o să vindem paleții aia mulți de ulei de floarea soarelui și toate cele ce o să mai avem. Chiar astăzi o să mă duc să vindem de la porci. Am vorbit la abator, trebuia să mă fi dus de mai de mult, dar până la urmă, dacă tot am treabă, nu m-am mai dus. O să mergem la abator să vindem produsele de la porci, să vedem câți bani vom obține pe ele. De-abia aștept și să vedem ce profit o să avem. Dacă se merită, oricum, de crescut porci, tot o să cresc, nu mă las. Știți și voi că la sărbători de Crăciun și așa mai departe, altceva e când mănânci porcul de la tine din curte și altceva când îl cumperi de la magazin. Deci de porc nu o să mă las prea curând. Nici voi nu cred că vă lăsați de porci, că știți și voi cât de bun e șoricul. Da, fraților, am terminat de erbicidat aici, o să mai merg și pe la celelalte terenuri. O să trebuiască să mai fac rost de erbicid, mama lui, de trebuie consumabile multe. Trebuie să mai deschid un sediu pe undeva. Ori acasă, cred că acasă o să-l deschid acolo, să facem pentru tot ce avem noi nevoie, pentru îngrășământ, pentru ierbicii și așa mai departe, că terenurile au nevoie și noi nu prea avem. Trebuie să, când e vorba de semănat, când e vorba de semințe, de fertilizator și de toate astea, noi fuga la magazin. Nu prea e corect să facem treaba asta, că ar trebui să le avem noi repede în stoc. Uite că nu le avem. O să mă duc cu Duba, cred că o să vând, nu? Da, o să mă duc cu Duba, nu cred că e așa de mult la porci acolo. Vedem unde obținem un preț foarte bun și ne revedem direct de la abator să ne luăm bănuții. Fraților, am ajuns la abator și îmi dau seama că nu mi-ajunge absolut deloc. Uitați-vă și voi câți paleți de carne au ieșit din porci pe care i-am adus și încă ci că o să mai iasă. Sunt caserole foarte mici, puse în lădițe, nu știu ce, coastă, carcasă. Prin partea asta cred că sunt cei pe aici. Bucățele de carne,
Și în partea asta ce e? Cârnați, cred că e, sau nu știu, tot carne așa. Hai să văd, mă uit pe tabletă, unde s-ar vinde cel mai bine carnea. În ce loc, ia să văd eu. Deci carnea s-ar vinde cu 3122 la Dragopan SRL, dar nu știu care dintre ei, 1 sau 2. Nu știu care dintre aceștia. Dar o să mă duc la unul dintre ei să vedem. O să-i rog pe băieți să-mi încarce mașina cu paleții de... O să-i rog să-mi încarce cu paleți, câte unul din fiecare, nu o să duc mai mult. Și ne revedem după aceea la magazin să vedem câți bani o să luăm. Dacă o să luăm, dacă nu, asta este. Băieți, m-au și încărcat. Doar două lăzi din astea am putut să iau o mașină. Nu s-a putut mai mult, asta este. Mergem să le vindem, să vedem la Dragopan SRL pe unde o fi Dragopan ăsta. Că sunt două sedii de la Dragopan și nu știu exact dacă e ăsta de lângă asociație sau e ăla de pe lângă primărie din partea aia. Mergem, verificăm acum și tare sper să fie ăsta din asociație. Că dacă nu e ăsta, am încurcat-o. Dar asta este, i-am sunat și pe băieți, le-am zis să se prezinte repede de urgență la primărie. Le-am zis, băieți, faceți rost de tractor, de remorcă, de tot ce trebuie, puneți pământ. Vă apucați de treabă că trebuie să facem centrul satului și mai ales de atât trebuie să facem magazinul. Am zis că facem magazin, trebuie să facem magazin. Bun, ia să vedem noi dacă este Dragopan SRL aici. Dacă este la ăsta aici. Dacă nu o fi la ăsta, am încurcat-o. Ia să deschid ușile. Ia să văd. Oare aici o fi? Nu prea îmi dă mie impresia că ar fi aici. Văd că nu se întâmplă nimic. Revin, o să dau niște telefoane să văd dacă aici e sau nu e aici, ca să mă conving. Dragilor, haideți că am rezolvat și eu puțin cu toată treaba pe care am mai avut-o. Mergem să vedem ce au făcut băieții de la primărie. Le-am zis destul de clar, băieți, sper că iese ceva frumos, că altfel ne supărăm. Mai avem treaba astăzi, mai avem de scarificat câteva terenuri, dar nu înainte de a vedea ce au făcut băieții noștri. Chiar sunt curios să văd cum vor ei să mă impresioneze și cum vor să-l impresioneze plăcut pe domnul primar. Noi că am luat-o și eu cu mașina prin toate hârtoapele astea pe aici. Dumeștiu este în continuă schimbare. Nu avem noi destule fonduri câte planuri și câte idei avem de făcut. Vedem cum facem cu primarul, poate mai accesăm, poate găsim un tânăr, cineva care se ocupe de treaba asta cu fondurile europene. Hai că aproape am ajuns, uite ce frumos, deja se vede parcă pe acolo ceva. Ia, te văd o mașină care cred că a fost plină cu pământ sau cu... Bă, dar nu s-au gândit și ei, frate, să închidă drumurile astea, n-au vorbit cu poliția, nu nimic. Bă, băiatule, băieții ăștia sunt vai de capul lor. Da, mă gândeam eu că o să facă chestii din astea, nici nu știu ce le-au spus oamenilor înainte să se apuce de muncă. Hai să vedem ce au făcut băieții aici. Da, deci deja avem oameni prin parc. Au, uite, floarea asta săracă de-abia stă să cadă. Au făcut și băieții, au muncit ca să nu zică că nu au făcut nimic. Floarea asta trebuie pusă, nu știu, pe altă parte. O punem pe aici, pe undeva. O grămadă de bani florile astea și nu le-au pus băieții cum trebuie. Dacă e să vă zic cât costă floarea asta, cred că nebuniți. E undeva la 500 și ceva de euro. Mai avem și pe la primărie niște flori din astea, dar avem oameni care să le îngrijească. Acum rămâne de văzut dacă o să le îngrijească și aici. Ia să văd dacă o pun aici, o să stea, tot nu o să stea. Celelalte au stat, dar asta văd că nu vrea să stea, gata, am aranjat-o și pe asta. Uite așa, stai tu acolo, atât. Și dacă stai acolo, o să te mut mai în partea asta, uite așa. Perfect, am aranjat și floarea. Băieți, cam așa arată. Avem două bănci din astea pe care încap 2 sau 3 oameni. Avem cutie poștală, un delfin aici care cicar, trebuie să fie de expoziție, dar el de fapt are și o fântână cu apă aici, special instalată, care vine de la țeava primăriei.
că n-avem noi apă prin sat, vine de la primărie. Un topogan pentru copii nu e mare lucru, chiar arată foarte frumos. Mă bucur că au făcut băieții aici, o să mă duc și eu la primărie. La primărie o să trebuiască să mă duc, dar uite că avem și minge aici. Ia să vedem, dăm coș sau nu dăm coș, ia. Hop, am dat pe lângă. Am dat pe lângă, ia să vedem acum. Am dat coș, perfect. Mamă, ce tare. O să mă duc la primărie să vorbesc de teren pentru episodul următor. Și după aia ne vedem de pe teren, că mai avem descarificat, mai avem treabă. Vă mulțumesc până că ați stat până acum la episod. Uitați aici monumentul eroilor, care se vede destul de frumos. E impresionant. Mă duc, am treabă și mai revenim pe parcurs. Băieți, mi s-a aglomerat foarte, foarte rău pe aici prin bază. Nu mai știu ce să mai fac. Cred că iau John Deere-ul la scarificat, că n-am alt tractor. Sau să iau fend-ul. Ia hai mă să iau fend-ul, dar ce mama lui de fend? Că acum îl luăm noi la purificat. Ia să lăsăm în jos. Semănătoarea. Dăm astea jos. Așa. Hai mă, decuplează-te așa. Îl pornim. O să lăsăm și asta cu semănătoarea jos. Bucata asta de amplasament. O să și pe asta jos, îl spălăm frumos și mergem cu fendul, dar cum? Cum se poate așa ceva? Gata. Perfect. Acum să-l spălăm și o să mergem la scarificat cu fendul. E cel mai fain tractor pe care am putut să-l am până acum, până la ora actuală. Are și motorină. Și o să luăm scarificatorul ăla din drum, care este mai mare, și o să-l băgăm la treabă. Nu știu dacă o să mă mai auziți voi când o să vorbesc, că tractorul ăsta este foarte zgomotos, dar este și printre cele mai frumoase tractoare pe care le am eu până acum în bază. Și John Deere-ul este frumos, dar fendul îmi place cel mai mult. Uitați-vă și voi cum arată, deci fendul ăsta e impresionant. N-ai ce să-i zici la fendul ăsta, nu-i așa? Bun, ne băgăm cu el la treabă. Ia să văd cum o încadrăm noi pe aici, cum o păcălim. Și ne vedem direct de pe teren de la scarificat, că am niște terenuri de unit. O să fie ele mai multe terenurile de unit, dar deocamdată atât. O să unific deocamdată terenurile pe care n-am plantat nimic. Băieți, am ajuns la teren, am un teren aici destul de mare. Ia să vedem cum reușim să-l facem. Ia, hai, bagă tractoraș. Nu știu dacă mă mai auziți acum, dar e destul de tare, destul de tare sună tractorul ăsta, fendul ăsta. Și văd că și lui este destul de greu să scarifice pe aici, dar n-avem ce face. E puțin în dâmp situația și ar trebui să mai tăiem noi din dâmpurile astea. Dar deocamdată, dacă unim terenurile astea, eu zic că o să scoatem un teren mult mai mare și o să avem recoltă bazată de pe partea asta de terenuri. Vreau să mă apropii din ce în ce mai mult de baza mea de aici și de cea baza mare de pe partea cealaltă, pentru că după cum v-am zis, în partea cealaltă vor sta utilajele noi, utilajele făcute fain, care vor avea grijă de animale, de vaci și așa mai departe, iar în partea asta altă vor sta utilajele vechi, care se vor ocupa și asta și de terenuri și de animale și de absolut tot se vor ocupa. Pentru că până la urmă nu de asta le zice utilaje vechi, pentru că sunt atât de vechi încât încă mai merg. Și o să le folosim până o să cadă. Dacă o să se întâmple să cadă, dar nu cred că o să cadă ele chiar atât de repede, că sunt niște terenuri destul de bune. Hai să eliminăm plăcuța asta de aici, că nu mai avem nevoie de plăcuță. Și după aia o să continui eu cu discuitul. Da, după ce termin cu scarificat, o să vin și cu discul. Și fraților, v-am ținut destul de mult, cred că la episodul ăsta, dar nu o să fie chiar atât de lung episodul ăsta. Am înregistrat eu mult, dar episodul nu o să fie lung. O să vină pe parcurs episoade mai lungi. Dar acum, din lipsă și de timp, o să fac și eu cum pot și cum mă descurc. Hai, cred că ajunge până aici. Ne întoarcem. O să mai avem și pe partea cealaltă de lucrat. Muncă multă. Muncim cu drag și spor, fără niciun ajutor.
Poate săptămâna viitoare sau cine știe, poate o să fac și un live, dar nu cred, nu promit absolut nimic. Rămâne de văzut dacă o să fie vreun live ceva, dar la cât de mult de muncă am, nu cred că o să fie live-uri prea curând. Așa că rămâne să-mi termin treaba de scarificat și după ne vedem de la discuit. Am terminat și descarificat. Mergem acum să dăm cu discul. Luăm tractoresc ăsta albastru. Sau să luăm altul. Nu, eu zic că le luăm pe ăsta, e cel mai potrivit ăsta. Ăsta din câte văd mai are nevoie și de reparații. Dar deocamdată mai duce. Mai duce, e lejer tractorașul. Dăm cu discul. Am făcut o parcelă destul de mare, exact aici cum avem la Tanti Maria. E aproape cât parcela lui Tanti Maria, am mai extins-o. Ceea ce mă bucură și o să avem destul de mult profit, zic eu, din toată treaba asta. Rămâne de văzut ce o să se mai întâmple de aici încolo. Dar atât vă zic că astăzi n-ați avut cod sau ați avut, nici nu mai știu dacă ați avut sau nu ați avut cod. Dar cred eu că n-ați avut. Că n-am pronunțat niciun cod. Am înregistrat până acum 73 de minute, deci mai bine de o oră. Și până o să dau și cu discul și până o să ne luăm și la revedere, o să înregistrăm deja, cred că 80 de minute, mai mult ca sigur. Ce vreau să vă mai zic este faptul că sunt foarte mândru că am realizat acolo centrul satului. E un mic părculeț mai mult, cu monumentul eroilor, cu nu știu ce. N-ai unde să te extinzi mai mult. Dacă centrul satului e acolo și atât îți permite spațiu, atât am făcut. O să mai facem și un magazin ca să aibă lumea un mini supermarket. Așa o să fie puțin mai mărișor decât un magazin obișnuit pe care îl vedeți voi prin sat. Ca să nu mai comenteze lumea că, domnule, vezi că noi n-avem centru, că nu știu ce, pe la nu știu ce vecini e centru satului și noi n-avem și așa mai departe. O să construim și magazin, o să-mi fac și terenul, mai avem multe treburi de făcut, pe lângă faptul că trebuie să-mi aduc eu îngrășământ aici, să am exact atât cât îmi trebuie, plus că trebuie să-mi cumpăr o cupă mai mare, ca să pun, numai cât am umplut o cupă și am pus un remor, că deja remor ca să fie un sfert. Înțelegeți? La asta pe care o am acum la volă, e o cupă destul de micuță și durează foarte mult până mi încarc remorca. Pe viitor rămâne să mergem să vedem și de combină. Știți că avem combina aia frumoasă John Deere. Nu știu, mă gândeam să mai cumpăr și o combină mai mică, să nu folosim pe aia mare la terenurile astea atât de mici.
vreau să mai iau o combină mai mică. V-am zis de mult treaba asta, că nu se merită. Deci nu se merită să ai dita mai combina și să o aduci pentru un dâmb de ăsta așa, care nu e cine știe ce și care îți distruge toate piesele în combină, că o forțează, sunt dâmburi, intră header-ul în pământ, așa una mai veche, repar la ea mult și bine și tot merge. A mie mi-e frică de asta nouă, că are tot felul de senzori și un senzor e destul de scump. Decât să dau pe un senzor 1000 și ceva de euro, ca să fie, să fie și pus, să fie tot tacâmul, mai bine o leg pe sârmă, o leg cu sârmă pe aia veche, de o să meargă 100 de ani. Da, fraților, cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult de vizualizare. Îmi pare rău că n-am făcut mult mai mult progres, dar pe episoadele viitoare sperăm să fie. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Iar noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Dar până data viitoare, eu nu vă urez decât numai baftă!